respect și ar trebui să presupună faptul că noi suntem și pe o parte și pe alta a prutului român. Să se înțeleagă, să înțeleagă toată lumea. Suntem la fel și pe o parte și pe alta și e dreptul nostru, nu a altora, să hotărească dacă și când ne vom uni. Cum vă-ți face să-i parvină cărțile ambasadorului? Probabil le vom trimite prin FedEx, dar facem un apel la ambasada Statelor Unite în România să ne ajute. Noi construim aici România de mâine, România viitorului. Vor veni bucureștenii, vor aduce cărți, zi de zi vom fi în piața universității și sperăm într-un dialog și sperăm ca aceste cărți, bine, noi am zis metaforic, să ajungă la ambasadorul Petit. Sperăm ca aceste cărți cu ajutorul ambasadei să ajungă la românii din Basarabia, pentru asta au fost donate.